Bună seara, simați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm de aici din studioul Protodocenț Media și vă mulțumim că ați ales ca și în seara aceasta să petreceți următoarele minute împreună cu noi. În seara aceasta v-am pregătit o surpriză, de fapt o, o apariție plăcută în studiul nostru. Un coleg și un prieten deosebit este invitatul meu din seara aceasta. Așa că emisiunea din această seară o facem împreună, să spunem, în familie, între doi realizatori și doi contributori a ceea ce înseamnă producția de emisiuni la Producers Media. Așa că, frate Daniel Fodoran, bine ați venit în, în propriu studio. <laughs> Mulțumesc că n-am mai făcut o emisiune de mult timp, cred că de vreuna și ceva. Da, e, mai... e destul de mult timp de când n-am mai discutat împreună în cadrul unei emisiuni, în calitate de moderator și invitat. Acum, stimați prieteni, să nu credeți că nu am avea și alți invitați și n-am uh, avea alte teme de discutat. Dar în seara aceasta vreau să abordăm o temă, de fapt să uh, înțelegem un subiect foarte, să spunem, uh, Util și, să spunem, de actualitate în vremurile în care trăim, și anume vom vorbi despre revitalizarea Bisericii. Este un subiect care, în mod special, colegul și fratele nostru, Daniel, l-a studiat, l-a aprofundat, îl predă în mai multe sesiuni și. Pe la mai multe instituții la care, cu care colaborează Deci un subiect care este foarte confortabil Și despre care știe atât de multe Așa că împreună în seara aceasta vom încerca să înțelegem Ce este revitalizarea, care sunt pașii, care sunt problemele, care sunt provocările Și de fapt ce înseamnă revitalizarea Vreau înainte de a, de a trece la... Discuția noastră, vreau să fac o mică precizare, să vă spun că pe lângă realizatorul la Produces Media, fratele Daniel Hodorean este și păstor la Biserica Baptistă Betania din București, de asemenea este decanul Facultății de Teologie din Institutul Teologic Baptist și uh, un păstor cu experiență, părinte și, bineînțeles, un om care lucrește pe Dumnezeu cu tot ce are la îndemână. Bravo, domnule. Da, mulțumesc mult. Acum aș vrea să plec la prima remarcă, faptul că am studiat revitalizarea bisericii și de la ultima remarcă un pastor cu experiență. În problemele bisericii, atunci când ai impresia că ai înțeles, realizezi că n-ai înțeles. Adică oricât de mult ai studiat și înțelegi anumite subiecte și treci prin diferite experiențe, realizezi că tot timpul ai de învățat că biserica este așa cum spunea apostolul Pavel, este acea taina lui Dumnezeu descoperită. Asta nu înseamnă că nu poate fi cunoscută. Pavel acolo, în, în special în Efeseni, capitolul 3, se referea la unirea dintre neamuri și evrei în aceeași biserică. Dar mă întorc la întrebare. Revitalizare. Acum... Stai puțin, stai puțin. Înainte, știu că ai o definiție foarte frumoasă cu privire la revitalizare, dar vreau să, doar să bag puțin bățul prin gardă, așa, ca să, <coughs> să spun, tensionez puțin discuția. În momentul în care ne gândim la vitalizare, revitalizare, ne gândim deja la viață, la readucere la viață, automat mă duce cu gândul și la ceva negativ care s-a întâmplat înainte de revitalizare și anume hai să nu-i spunem moarte sau dar cel puțin o stare de aceasta de letargie, de adormire, de delăsare, de nepăsare de lipsă de activitate de uh, o stare dintre aceasta de comă deci practic dacă ne-am pune în vorbind de revitalizare clar venim ca un ca un, uh, ca un pas necesar ca o intervenție asupra unui caz cu o situație deosebită, care Aș spune merită. ca un răspuns, Ca un răspuns la o situație care există, e un răspuns pe care încercăm să-l dăm la o situație care există. Nu avem termenul revitalizare în Biblie. Întâi de toate. Acum, în limba română, conceptul există în Sfânta Scriptură, dar termenii pe care îi avem cu privire la persoane individuale, și cu privire la comunități sau în contextul comunitar, este mai mult termen de renoire. Și mă gândesc la Apostolul Pavel care spune în Efesen, aici, și să vă noiți în duhul minții voastre. Deci conceptul de înnoire există acolo. Asta înseamnă că eu sunt vechi și Mă înnoiesc și nu aș vrea să discut înnoirea dintr-o perspectivă a salvării de la moarte spirituală la viață în Hristos, ci și nici din perspectiva sfințirii. De la un stadiu spiritual și o transformare continuă în asemănarea cu Hristos Și aș vrea să vorbesc mai mult la dimensiunea comunitară Este adevărat termenul revitalizare pentru mine este un termen compus din re și vitalitate Toată lumea poate să înțeleagă că este vorba despre o revenire la starea inițială Asta ar fi în mod simplu spus ce este Revenire la viață putem să o definim care vine la viață, asta înseamnă că cineva este într-o stare de moarte și vine la viață. Sau o redare a vieții înseamnă că cineva este bolnav, a slăbit și devine sănătos, adică recapătă viața care a avut-o sau este slab și devine puternic. Deci, într-un fel, revitalizarea are de-a face cu această revenire la viață. Găsim în Scriptură relația aceasta între conceptul biserică și viață? Sigur, găsim această relație dintre uh, biserică și viață. Uh, câteva texte, dar dacă voi zăbovi, spune Apostolul Pavel, să știți cum trebuie să, cum trebuie să te porți în casa Dumnezeului, care este biserica Dumnezeului celui viu stâlpul și temelia adevărului. Dumnezeu cel viu. Apocalipsa îngerului Biseric și din Sar scrie, iată, iată ce, zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele, stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cu alte cuvinte, această relație dintre biserică și viață și vitalitate o găsim în Scriptură. Nu e o invenție de acum, noi nu inventăm nimic. Discuția asta despre revitalizare, unii o plasează așa într-o chestiune, domnule, ce am descoperit noi? Noi n-am descoperit nimic, noi numai reafirmăm și punem pe tapet niște concepte care sunt biblice și pe care vrem să le aducem în situația de astăzi. Revitalizarea bisericii ar putea fi definită ca procesul de aducere la viață a unei biserici pe moarte. Aceasta ar fi o simplă definiție a revitalizării. Restabilirea scopului bisericii de a slăvi pe Dumnezeu și misiunea de a ajunge la cei pierduți din comunitate. Cu alte cuvinte, o readucere atât la condiția spirituală, cât și la scopul pentru care Dumnezeu a lăsat biserica. Foarte frumoasă definiția. Într-adevăr, Biblia ne confirmă că nu este nimic nou, nu am inventat noi nimic, ci este doar un concept care a fost întotdeauna de la înființarea bisericii până în zilele noastre. Numai că acum încercăm să-i dăm o oarecare înțelegere și să vedem nevoia de aplicare a acestei revitalizări. Totuși, uitându-ne în stânga și în dreapta, așa, cel puțin în comunitatea evanghelică, dar uităm în România și nu numai, observăm tot felul de idei și de concepte, hai să le spunem chiar înțelesuri greșite, mituri, asupra ceea ce înseamnă revitalizare, vitalizare. Uneori este confundat cu terminul acesta cu alte lucrări care se aseamnă dar de fapt nu au nicio legătură cu ceea ce Biblia spune despre revitalizare. E adevărat că sunt câteva mituri pe care eu personal le-am întâlnit și anume mitul uh, bisericii veșnici veșnic bune. Scuzați, veșnic bune. Și vreau să mă explic. Când văd că astăzi o biserică funcționează, Toată lumea spune, acesta este răspunsul, și veci pururea până în, la venirea Domnului Isus Hristos. Biserica asta va fi la fel. Eu nu cred că Scriptura vorbește despre de felul acesta. Biserica are un ciclu de viață. Și eu cred că elementul fundamental pentru a înțelege unde plasăm conceptul de revitalizare este să înțelegem că orice biserică are un ciclu de viață. Și vei spune că acest, această idee a ciclului de viață, care, da, într-adevăr, a fost împrumutată și adusă în teologia și în eclesiologia practică din concepte de business și organizaționale, și recunosc lucrul acesta, dar. Demonstrez scriptural că bisericile din Noul Testament, și pot să vă dau exemple, au avut cicluri de viață. Dacă înțeleg lucrul acesta că o biserică trece prin diferite etape, atunci găsești și răspunsul la revitalizare. Și înțeleg că o biserică nu va rămâne tot timpul în această stare. Că viața și biserica este în mișcare. De aceea îi spune uh, Domnul Îngerului Bisericii în Apocalipsa, știu faptele tale, întoarce-te la faptele din trei. Asta înseamnă că a fost o alunecare în anumite aspecte. Deci, uh, simplu, un mit pe care există este biserica asta e o biserică bună, biserica asta e o biserică slabă. Vezi pururea, ele vor rămâne la fel. Nu! este așa și